Sau dragii mei, numele meu este Vlad. Astăzi vom vorbi de ce unii dintre voi ați pierdut 99% din investițiile pe care le-ați făcut în bursă. Nu înainte de a începe vreau să vă reamintesc că am 10 ani experiență în antreprenoriat și 9 ani experiență în investițiile la bursă iar astăzi doresc să tratez această situație a portofoliilor cu pierderi foarte majore. Mi-a fost foarte greu în perioada pandemiei să trag semnale de alarmă pentru că de câte ori eu trăgeam un semnal de alarmă, de exemplu în comunitatea mea, mă simțeam ca un hater pentru că persoanele care apar pe YouTube cu foarte multă încredere și vorbesc despre ce investiții trebuie făcute, fără nicio analiză solidă, fără nicio experiență, practic fără să înțeleagă despre ce vorbesc, aveau atâta încredere încât Mă intimidau și pe mine, și un factor care a dus la această creștere în popularitatea domeniului a fost bula alimentată de oameni care stăteau acasă, oamenii care nu cheltuiau banii pe nimic, oamenii care primeau salariu fără să meargă la muncă, iar toți acești bani au intrat brusc în piață, au crescut prețurile peste orice maxime istorice a crescut consumul foarte tare țineți minte în pandemie că oamenii licitau să cumpere playstation-uri la prețuri aproape dublu față cel de cel din magazin iar acum când trebuie să se întoarcă la muncă se plâncă uh, benzina sau motorina sunt scumpe uh, era clar că o să avem o inflație puternică era absolut de așteptat asta suntem clar de asemenea departe de o hiperinflație deci nu putem vorbi nici de o hiperinflație Însă vreau să enumăr câteva motive pentru care oamenii au pierdut 99%. În primul rând, voi începe cu piața cripto, pentru că aceasta a căzut 99% în medie. Și vreau să vă amintesc că marile proiecte, unele au căzut mai mult de 99%, adică erau oameni care au investit 2 milioane de dolari și au rămas cu 1000 de dolari după ce au investit 2 milioane. Ce înseamnă asta? Înseamnă câteva povești de succes uh, care sunt foarte uh, mult prezentate în media și creează ideea că cu toții putem să avem acel succes în piața cripto. În realitate, piața cripto este un joc de pariu și pariul este cât putem să împingem prețul în sus până când cineva se va retrage. Deoarece aceste proiecte cripto nu sunt companii profitabile, Uh, cel puțin nu raporta la uh, capitalizarea pe care o au pe aceste criptomonede. Și atunci ele nu pot alimenta acest, uh, ace aceste sume nu le pot menține în picioare. Au o creștere foarte puternică și o scădere foarte puternică. Ce se întâmplă acum? Uh, se fac statistici care arată că 90% din proiecte după 6 luni. 90% din toate proiectele după 6 luni sunt complet abandonate și clasificate ca și scam. Ce se întâmpla în pandemie? YouTuberii strigau cu toată puterea, investiți în criptojocuri, investiți în proiectul ăsta, investiți, o să ne îmbogățim. Și aparent asta se întâmpla. Însă mulți aveau monedele blocate suficient timp încât să nu apuce să retragă vreun profit. Adică la momentul la care ei își deblocau monezile acestea nu mai aveau nicio valoare și era foarte greu să transmit acest mesaj pentru că oamenii credeau că eu sunt un hater pentru că încasez profituri mult mai mici decât cei care strigă cu toată puterea pe internet 100x, 1000x, 10x, 30x, 50x. Nu se poate să ajungi la aceste sume. Nu se poate să îți înmulțești banii atât de rapid decât printr-o piramidă sau un joc de noroc. Ce se întâmplă acum? Sunt roboți care scanează monedele care sunt cu puternic leverage, în care oamenii sunt investiți cu puternic leverage, sunt roboți care le scanează și sunt oameni care vin cu capital și literalmente distrug acea monedă. Adică o reduc la zero, o șortează Maxim și în felul ăsta ce să vezi, industria se autodistruge, adică unii fac bani din criptomonede distrugând capitalul unor monede mai mici, să zic așa, care nu sunt în top 3. Ce altceva se mai întâmplă, tot în, tot în subiectul acesta al criptomonedelor, este intervenția fiscului. Oamenii vorbeau despre toate aceste beneficii ale criptomonedelor, faptul că sunt descentralizate, faptul că uh, ai parte de privacy, uh, tu plătești ce vrei, nu dai explicații nimănui, nu te întreabă banca ce îți cumperi cu banii tăi. Uite că te întreabă finanțele și unii oameni vor uh, da socoteală și foarte mulți oameni mă sună să mă întrebe ce, ce documente trebuie să completeze către finanțe pentru a-și declara veniturile. Acestea fiind venituri nesalariale și se pot declara la finalul anului și chiar și în anul următor cu o oarecare marjă de întârziere. Dar vedem că tot ce s-a promis despre criptomonede s-a năruit. Acum ce se întâmplă cu piața acțiunilor? În primul rând am avut o frenezie a IPO-urilor, Initial Price uh, Listing, în care lumea se bătea pe o cantitate foarte mică de acțiuni, se bătea pe o poveste fără fundament și investeau sume doar de dragul de a deține o părticică din acea companie. Uh, investeau în acțiuni care avea o valoare mică, fără să vadă valoarea de capital a acelei companii, care era deja incredibil de mare, neraportată la sumele pe care acea companie le, le rulează de asemenea unele dintre aceste companii erau companii cu pierderi mari fără speranțe de profit, fără un produs funcțional fără o, unele în cel mai bun caz care aveau un produs funcțional, nu erau capabile să-l producă la scară largă, nu făceau față cererii și așa mai departe. Și atunci pentru cei care nu știu, eu am un curs dezvoltat pe tema investițiilor la bursă și chiar mă gândeam, cursul meu nu are niciun rost. Pentru că tot ce am spus eu acolo în curs sunt tot felul de metode de precauție, iar oamenii spun că se îmbogățesc cumpărând orice fel de prostii. Ceea ce acum, după ce s-a încheiat frenezia, când a trebuit să se facă pricing of inflation, adică să se recalculeze prețurile de la bursă raportate la noile dobânzi mai ales în cadrul companiilor uh, cu potențial mare de creștere, care uh, potențial este dependent de banii împrumutați. Și atunci, ce s-a întâmplat acum? Exact ce vă spuneam, pierderi masive, țineți minte cu Rivian, cu Lucid, v-am spus, mi-era rușine să spun că vor cădea 90% de la all time high, am spus că vor scădea 60%, 50% și nimeni nu mă credea pentru că aceste companii creșteau cu o viteză incredibilă și mă gândeam oare Chiar am făcut o greșeală că am făcut un curs, chiar munca mea este inutilă, i-am învățat niște lucruri pe oameni și aceste lucruri nu-i vor ajuta deloc. Și acum, uitându-mă în urmă, după toată situația asta, la cursul pe care l-am creat și gândindu-mă ce aș putea îmbunătăți la el, adevărul e că nu prea multe. Nu prea știu ce aș putea să schimb în condițiile în care uh, cursul meu cu adevărat. Te-ar fi protejat de toate aceste situații, creând criterii exacte și obiective prin care să alegi cele mai bune companii, companii cu creștere sustenabilă. Acum, ce oamenii nu înțeleg, în general, creșteri de peste 15-20% nu sunt sustenabile. Nu poți să ai o companie care își dublează valoarea de prea multe ori. Sunt cazuri izolate și dacă încerci să faci asta, s-ar putea ca investind în 5 companii. Cu potențial să-și dubleze foarte rapid valoarea, să ți iasă în cel mai bun caz cu una, dar pierderile cauzate de cele patru să nu poată să acopere profitul din acea companie. Așa că eu, unul, oamenii țin minte, am văzut multe uh, acțiuni uh, înainte să atingă prețul maxim, cu mult înainte să atingă prețul maxim și multe persoane mă ironizau spunându-mi că sunt. Uh, că nu știu ce fac, că unii pe YouTube spun că vând prea repede, că uh, targetez profituri prea mici, că ale companii uh, care deja nu mai au mare potențial de dezvoltare și când a venit prăpădul și când am făcut trecerea către, uh, odată cu apariția inflației, am făcut trecerea către companiile care procesează uh, metale, companiile de minerit, și acestea au avut o creștere foarte bună odată cu scumpirea materialelor uh, multă lume n-a mai zis deja nimic deja era o perioadă în care piața scădea și scădea și scădea și în momentul de față încă piața scade și potențialul ca ea să revină este foarte mare și sunt șanse ca aceste prețuri să fie atinse din nou și piața să fie iarăși ok în aproximativ 10 ani într-un caz, într-un scenariu foarte pozitiv, în aproximativ 6-8 ani. Însă cei care strigau și puneau non-stop clipuri, oameni care făceau clipuri de, de trăind cu părinții lor, oameni care nu aveau niciun ban, oameni care nu aveau nicio experiență, care au sărit în domeniul ăsta fără să vadă astfel de situații repetindu-se în trecut, au sărit în domeniul ăsta, au strigat cel mai tare, au atras după ei un hype foarte mare și tot acest hype s-a încheiat cu pierderi masive de capital, așa că tot ce pot să vă spun este că aveți foarte mare grijă ce conținut urmăriți, în general gândiți-vă dacă conținutul este gratuit trebuie să fie senzațional și omul acela trebuie să-și recupereze banii de undeva, dacă o persoană creează un conținut foarte tehnic, nu face clickbait și... Oarecum expune lucrurile realist, nu e interesant pentru că cu toții ne așteptăm la aceste lucruri realiste. Oamenii vor să vadă ceva ieșit din comun, vor să vadă ceva secrete, vor să vadă ceva uh, lucruri ascunse. Da, acum ies secretele la suprafață, respectiv că uh, sunt grupuri de oameni, grupuri de investitori care vor distruge piața cripto uh, folosindu-se de leverage investitorilor, îi le vor închide toate pozițiile și oamenii aceștia nu vor pierde 90%, vor pierde 100% și în unele țări, în funcție de legislație, vor, pierde, vor mai trebui să aducă bani de acasă ca să acopere pozițiile brokerului, pentru că brokerul le face practic un contract de uh, împrumut. Deci nu e doar poziția aceea, uh, un contract for difference, îi un contract de împrumut și poți să ajungi la mișcări agresive ale pieței, să mergi sub valoarea ta din cont și ca să -ți poți închide socotelile cu acel broker să duci bani de acasă. Așa că foarte mare atenție, citiți despre brokerii voștri, alegeți broker de încredere și orientați-vă către situații cu așteptări realiste. În momentul în care voi nu prezentați așteptări realiste, ceea ce faceți este să căutați bumuri după bumuri după bumuri pe care nu o să le puteți da. Este imposibil cineva să vă mulțească banii cu astfel de viteză. Concluzia finală aproape de fiecare dată a fost aceea că sunt prea pesimist, că așa nu se fac banii cum cred eu și într-un final oamenii aceștia au pierdut tot ce au investit. Nu consider că eu le știu foarte bine pe toate, însă am făcut public câteva analize care s-au dovedit foarte precise. Recunosc că în portofoliul meu am făcut și investiții mai puțin inspirate, de exemplu compania PayPal. Este una din companiile care a avut un randament foarte, foarte slab și a avut o scădere în valoare foarte mare. Deși consider că aparent mi-am făcut temele. Totuși am avut o scădere foarte mare cu această companie. Însă cei care ați parcurs cursul de investiții în bursă știți sistemul după care eu investesc și știți concentrarea capitalului. Așa că înțelegeți că nu am investit foarte mult în această companie și nu mi-am pus portofoliul în pericol pentru că în general investesc în 20 de companii per portofoliu. Cam asta e părerea mea, aveți foarte mare grijă pe cine urmăriți pe YouTube. Sunt oameni care câștigă bani din YouTube, fac acest show de divertisment pe YouTube care e foarte ok cât timp voi uh, nu vă puneți bani acolo. În momentul în care voi vă puneți bani acolo e o situație foarte tragică și uh, cele mai mari șanse sunt că o să pierdeți tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, numele meu este Vlad, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salut!